Bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. Legătura cu pământul pe care lucrează e una dintre marile moșteniri pe care oamenii din această țară încă le păstrează. Pentru această duminică am căutat locuri cu pământ roditor, muncind cu drag, dar și cu minte, cu finanțare și cu succes, și mai ales cu viitor. Viticultura a fost scoasă din starea în care producea cantitate fără grijă pentru calitate. Suntem între primele 5 țări ca întinderea viilor din Uniune și calitatea vinurilor noastre crește de la an la an, mai ales după ce am început să folosim bani și cunoștințe europene pe bogatele noastre dealuri. Mergem să vedem cum se face viticultură modernă în Transilvania și cum se atrag zeci de turiști în cramele de pe malul Dunării. Cu peste 180.000 de hectare de viță de vie, România este pe locul 5 în Europa la suprafața cultivată. Natura ne-a binecuvântat cu o varietate de soluri și o climă tocmai bună pentru struguri de toate soiurile. Saltul calitativ a fost făcut după intrarea în Uniune, când viticultura autohtonă a primit o infuzie de sute de milioane de euro din fonduri europene, bani care au schimbat la față întregul sector. Zeci de mii de hectare au fost replantate cu vie nouă, s-au ridicat crame moderne, au venit specialiști și investitori străini. Iar vinurile românești au început să câștige medalii cu zecile la competițiile internaționale. Ferteasca Regală îmi place cel mai mult. De ce? Prospețimea. E vinul care proaspăt este absolut senzațional. Dacă vă uitați, marea medalie de aur la Bruxelles anul trecut e pe Ferteasca Regală. Suntem în Podgoria Târnave, la Jidvei. Claudiu Necșulescu este președintele Asociației Naționale Vitivinicole și proprietarul celei mai mari suprafețe cultivate de viță de vie din România. E o ambiția mea, suntem cea mai mare exploatație de Sauvignon Blanc din Europa și avem 470 de hectare de Sauvignon Blanc. Adică aveți mai mult într-un singur loc decât în Franța? La o companie, da? Nu există în Europa o exploatație mai mare de Sauvignon Blanc. Originar din Constanța, a făcut primii bani după Revoluție, împreună cu tatăl său, din afaceri în comerț exterior. În 1999, cei doi au participat la privatizarea întreprinderii agricole de stat Jidvei, pe care au cumpărat-o și au extins-o în continuu. Cu cât ați cumpărat inițial? Nici nu știu dacă este relevant. La vremea respectivă era vorba de 2 milioane de dolari. Suprafața pe care am preluat-o a fost de 630 de hectare. Așa, astăzi suntem la 2500 de hectare. Și acum afacerea are o cifră de afaceri de? Undeva suntem la 40 ceva de milioane de euro. Odată cu via, familia a preluat și castelul Bethlenhaller, devenit între timp emblema Podgoriei. Am recuperat foarte puține din elementele inițiale, ne-am folosit mai mult de arhive, de poze, de astea. Castelul după 47, când a fost preluat de comuniști, a avut foarte multe destinații, de pornind de la depozit de cereale, cămin de nefamiliști, secție de șampanizare, deci starea lui a fost una, a trecut prin multe, conform atitudinii și mentalității comuniste, tot ce era și avea conotație burgheză sau asta trebuia să fie demonizat și distrus. Castelul și grajdurile au fost renovate, iar de anul acesta au fost deschise turiștilor pentru cazare. Stânga, nu? Stânga. Aici, pe aici, pe aici, pe aici. Vizitatorii pot face degustări, sunt servis cu preparate gătite din legumele crescute în curtea castelului și pot lua lecții de călărie. Noi mergem în școala de viță de vie să vedem cum se naște via nobilă. În momentul de față, noi am un program de 2.200.000 de viță, de plantat în câmp. Dan Corbeanu coordonează întreg procesul. Din 87 am intrat în vie, la Iasela Blaj, după Revoluție, iar în 89, din 89 sunt aici la Jidvei. Aici avem Fetească Regală, Merlot. În partea de dincolo se urmează Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Syrah. Din păcate, după Revoluție, majoritatea institutelor de cercetare viticolă au dispărut sau au fost subfinanțate, așa că de cele mai multe ori Altoii și Port Altoii sunt aduși de peste hotare, din plantații specializate. Inițial, coardele sunt ținute în camere frigorifice la 3 grade. De unde l-ați adus? Ăsta l-am adus din Ungaria. Din Ungaria. Chardonnay, de exemplu, l-am adus din Franța. Și Fetească? Fetească tot din Ungaria.
Apoi altoiul și portaltoiul sunt unite cu ceară, puse în cuticuri meguși și ținute 2 săptămâni la 30 de grade. Și se numește aici? Mm. Seră. Nu. Aici se numește la Thailand. După ce ies primii muguri, surcelele sunt scoase și sortate manual, apoi capetele sunt tratate cu parafină pentru a fi protejate, iar lăstarii sunt trimiși în câmp pentru plantare. Vedeți, aici a început deja rădăcinița. Orificiile gata făcute, numai omul durează o zi până când își reglează mâna. După aceea totul merge. Puieții sunt irigați prin picurare și în 3 ani vor produce primii struguri pentru vin. De altfel, agricultura de precizie este cuvântul de ordine. Utilajele sunt monitorizate prin GPS și transmit informații în timp real despre ce lucrări se fac pe teren. Toate cele 2500 de hectare sunt controlate informatic. Acestea sunt viile jitbeiului cu amplasare. Aici sunt hărțile cu toate parcelele. Da. Cu soiuri. Și fiecare culoare e un soi diferit. E un soi diferit. De pe teren, fermierii încarcă într-o aplicație informații despre muguri, frunze sau butași, iar 14 stații meteo trimit la fiecare 15 minute prognoza și date despre temperatură, radiația solară, umiditatea pe frunze sau cea din sol. Umiditatea atmosferică este 63%. De exemplu, mă duc la delta T, care este un parametru important pentru stropit, că este 5, da? Uh-huh. Și se poate face efectuat tratament. Iar la sediu, algoritmii determină momentul exact pentru fiecare parcelă când via trebuie stropită sau irigată. Stropit, țintit. Exact, țintit și la momentul în care este nevoie. Tot cu date științifice, se calculează în funcție de zahăr și aciditate ziua în care trebuie culeși strugurii de pe fiecare parcelă. Aici avem fetească albă. Cei mai buni ajung la tăuni într-o cramă gravitațională. Ajută în calitatea finală a vinului. Cu cât mai puține intervenții asupra mustului și respectiv vinului, sunt benefice produsului final. Curge prin cădere liberă, da, prin diferență de nivel. Ajunge deci de la etajul 3, ajunge la etajul 2? Da, deci de la limpezire ajunge la fermentare. Acolo rămâne până la terminarea fermentației alcoolice. Tot gravitațional merge la următorul nivel, da, la stocare. În România, în ultimii 5 ani, numărul cramelor a crescut cu 25%. Avem peste 400 în acest moment. Multe au început să-și deschidă larg porțiile pentru turiști. White maiden and royal maiden. Suntem la Cernavodă, pe malul Dunării. Un grup de 30 de turiști americani a venit special pe un vas de croazieră să încerce vinul românesc. I own a winery in Denver, Colorado, in the United States. And we're with my wine club, so this is my wine club members, and we do a tour around the world once a year, and I'm looking for varietals and different grapes and wine styles in order to produce new wines at my winery. I was real excited about coming here because of just all the different types of wines you guys had. And your profession? I was worked at Rocket Scientist. Whoa. Yeah. Okay. So I worked in rockets for 40 years. Any rocket I might know? Atlas and Delta rockets. Crama a fost înființată în 2015 de o familie din Dobrogea care și-a dorit de la bun început să primească vizitatori. A fost ales un teren viran lângă podul Anghel Salini cu priveliște și ieșire la autostradă. Deși avem via la 20 de kilometri în satul Rasova, în comuna Rasova, am ales să transportăm strugurii, că e mai simplu să transport strugurii decât oamenii. Zoe este administratorul cramei. Spune că au apelat la un arhitect român care a integrat în clădire elementele dobrogene. Cum a gândit crama ca niște stânci ieșite din pământ, conglomerate, a făcut-o să integreze în peisajul dobrogean. Asta a fost ideea. Spre exemplu, riflajul ăsta de lemn imită foarte bine sau preia ideea de gard dobrogean. În interior sunt spații de degustare și un restaurant, iar în secția de vinificație, arhitecții au eliminat stâlpii de pe mijloc ca să nu obtureze priveliștea. În primul rând, ăsta e traseul pentru turiști și pentru noi. Da? Se urcă pe acolo, se coboară pe jos și se ajunge la baricuri. Am plecat de la ideea de transparență. Arătăm tot ce se face. Da. Odată în laborator, se poate vedea totul. Aici vedem exact unde ajunge vinul, pe
mijloc avem tancurile de vin roșu, pe contur tancurile de vin alb și roze. În această vară au trecut la nivelul următor. În fiecare weekend au organizat petreceri în aer liber pentru a aduce cât mai mulți oameni aproape de cramă și de vin. Ideea îi aparține directorului de marketing Daniel Negrescu. Noi am văzut în pandemie, am căutat oportunitățile, nu că le-am văzut, chiar le-am căutat și asta a fost una dintre oportunități, faptul că artiștii erau liberi. În primul rând și în al doilea rând puteai negocia mai ușor anumite bugete. Chestia asta ne-a adus foarte ușor, fiind o cramă foarte nouă, suntem doar de 5 ani pe piață, ne-a adus foarte repede notorietate și ne-a adus o favorabilitate extraordinară. Numărul mare de oameni a dat naștere unei noi afaceri, coordonate de Dumitru, mezinul familiei, un glamping cu 20 de corturi deasupra Dunării. Așa arată un cort la interior. Are un aer condiționat, o saltea dublă. Există în fiecare cort un QR code, poate fi scanat de clienți. Ei pot comanda la restaurant, iar curierul din tura respectivă va primi comanda și o va livra direct la cort. Crama este specializată în vinuri roze. Clar, avem rozeuri de Dobrogea. Dobrogea, putem să spunem că e Provence României. 50% din producția noastră este de rozeuri. La acest butoi, tonăleria se numește France au Frères. Este o tonelărie din zona Burgoni. Un butoi de mare clasă ajunge să te coste 1000 de euro. Responsabilul cu calitatea este Răzvan Macici, un cunoscut enolog român stabilit în Africa de Sud. În pahar, vinul se pune până la diametrul maxim al paharului, din punct de vedere corect. În 2010, el a produs vinul oficial al campionatului mondial de fotbal. Official FIFA Soccer World Cup. Foarte bun. Avem noroc anul acesta și niște acidități foarte bune, de un pH foarte, foarte scăzut. Și ce mai este caracteristic Dobrogei, solul acesta foarte, foarte bogat în calcar. Și se extrag seva din acest calcar, ceea ce se simte și gustativ. Butoiul este ca și mirodeniile într-o bucătărie. Din acest vas de lemn, vinul extrage foarte multe, foarte multe arome, taninuri, schimbă structura, devine altceva. Antonio este mâna lui dreaptă, un tânăr italian cu studii universitare și masterat în viticultură obținute la Torino, care a lăsat însorita Sicilie pentru Dobrogea. Eu am lucrat și un an în Italia, într-o cramă în Sicilia și după am avut ocazia să vin aici, într-un loc frumos și cu oameni frumoși. Și am văzut în România o oportunitate foarte mare. Și pentru că România acum pentru mine se apucă acum una din cel mai importante țară acum, va fi una de cele mai importante țări în Europa pentru vinificație. În fiecare an vin în practică studenți de peste hotare curioși și ei să afle ce se întâmplă în România. Anul acesta în cramă sunt doi sud-africani. I've traveled extensively though, so I've been to France and Spain, Australia, the US and now here. I prefer going places that's, I think, a bit more off the beaten track, so I mean, everyone goes to France or to Germany or America. So I decided from the get-go, kind of, I wanted to go somewhere a bit smaller, not as well known, just to see a different way of doing that. Pe plan extern, țări precum Italia sau Franța sunt considerate că fac parte din lumea veche a vinului datorită tradiției, pe când Chile, Australia sau Africa de Sud sunt văzute ca lumea nouă. România încă își caută identitatea. Dacă ne gândim că noi facem vin de peste 2000 de ani aici, Africa de Sud a început să facă vin acum 300 de ani și în ultimii ani Europa de Est a început să fie numită pentru că a fost o izolare și a noastră. Înainte de 1989 eram numiți, era cortina de fier, iar acum suntem numiți The New World, noua lume nouă a vinurilor. Deci lumea începe să descopere, lumea internațională, ușor vinurile noastre. Imediat intrăm într-un labirint subteran de 3 km săpat în rocă vulcanică. Este unul dintre locurile în care se face vin spumant după metoda tradițională inventată în urmă cu sute de ani în Franța. Apoi mergem să-i cunoaștem pe tinerii care produc un spumant premiat la unul dintre cele mai mari concursuri din lume. Adânc în dealurile Silvaniei, zeci de mii de sticle de vin spumant sunt ținute la maturat.
Intrăm într-o cramă săpată în rocă vulcanică în urmă cu 200 de ani, un loc unde spumantul se face după metoda tradițională din Franța. Iar în nord-vestul țării descoperim insula cristalină, un podiș unde pământul și clima sunt perfecte pentru strugurii din care se fac vinuri spumante. Ținutul a început să atragă atenția investitorilor străini. România este noua lume nouă, dar cu rădăcini foarte vechi. Lungimea pivniței este de 90 de metri. Când a fost făcută asta? În 1820. Proprietarii au adus o echipă de italieni copitori în piatră și au săpat în stâncă primii 100 de metri. Suntem în dealul din Șimleul Silvaniei, într-un labirint săpat în rocă vulcanică. 3 km jumate fără vibrații, fără semnal la telefon, temperatură constantă. Câteodată mai fac câte o poză la hartă sau în lumine. Delian Drăgan este actualul administrator al cramei. Lucrările au început în secolul XVIII și au fost extinse în anii 70 de regimul comunist. Aici este o mică vinotecă. Să vedem ce scrie aici. Acesta este un Riesling italian din recolta 71. În general, în felul ăsta putem observa viața vinului. Dealul oferă o umiditate și o temperatură constantă de 12 grade. Aceste condiții dau naștere unui soi de mucegai nobil, unic acestui loc și creează un microclimat perfect pentru fermentarea vinului spumant. Cât trebuie să le țineți aici? Ca să ajungă spumantul final, cam 2 ani. 2 ani? Crama a avut perioada ei de glorie în anii 80. După Revoluție a urmat privatizarea și o serie de proprietari în urma cărora locul încărcat de istorie și potențial era cât pe ce să fie pierdut. Cât se producea? Cam 5 milioane de sticle anual. Capacitatea pivnițelor sunt de 7 milioane. În mare parte exportul mergea spre Germania, Rusia, Polonia, inclusiv în Franța. Actualii acționari vor să repună crama pe harta internațională. Asta e un lot din 2020. E un Chardonnay, un cuvée de Chardonnay cu Pinot Noir. Dacă am fi în Franța, pe sticle ar scrie Champagne. Denumirea este însă protejată, așa că oricine produce în afara hexagonului are voie să treacă pe sticlă doar metoda tradițională. Ha! Câte bule sunt într-o sticlă? Se spune că sunt peste 100 de milioane. Asta cei care au răbdare să le numere și să aibă tehnologia necesară. Perlajul sau bulele se formează în interiorul sticlei cu ajutorul unei drojdii special selecționate. Apoi urmează procesul de limpezire, o tehnologie inventată în Franța de văduva Clicquot și ținută mult timp secret. Procedeul se numește remoaj. Se face la fiecare sticluță în sen cu creta. În fiecare zi, timp de 2 luni de zile, dăm câte o rotire, câte o optime. Cineva și face treaba asta? Și cât durează? Câte sticle aveți? Deci în jur de 15.000 de sticle, cam asta este norma la o persoană. Deci așa. Aducem drojdia din masa vinului, s-o ducem în dop, care va urma să fie degorjat. Crama este acum în renovare. Clădirile vechi vor fi aduse din nou la lumină și transformate în obiective turistice. Ne aflăm într-o clădire construită în jurul anului 1600. A fost construită de o familie de evrei. Aici va fi un obiectiv turistic, un magazin de prezentare pentru vinuri. Vinul spumant este încă un segment de nișă în România, însă producția s-a triplat în ultimii 5 ani, semn că potențialul e mare. Deci locul ăsta se numește Insula Cristalină, chiar pentru roca asta mică. Este o rocă foarte minerală. Via își trage ceva din... Da, exact. Mineralele. Se mineralizează. Exact, exact. Suntem la 20 de kilometri de Șimleul Silvaniei, la Carastelec. După îndelungi căutări, câțiva investitori maghiari din celebra regiune Tokaj au ales aceste dealuri pentru următoarea lor investiție. Suntem o cramă care de la bun început a fost gândit și proiectat pentru a fi cramă de spumante. Zona a fost special aleasă pentru așa ceva, pentru că are niște caracteristici care sunt extrem de importante când vine vorba de producere de spumante. Climatul este unul mai răcoros. Edith Ciobo și Balaș administrează crama din România, așezată în mijlocul unui amfiteatru de viță de vie. Prima dovadă
că în zonă se făcea vin, a fost harta josefiniană în secolul al XVII-lea, unde se vede foarte clar că în zonă deja existau în acel secol plantații de vie. Avem vinuri bune, avem vinificatori foarte ok, avem un potențial și mai bun, să zic așa, de aceea vin o mulțime de investitori străini din Italia, din Franța, în România, ca să valorifice acest potențial de teroar ce avem. Teroarul este denumirea în franceză a solului tocmai bun pentru vie. În 2019, la concursul internațional de la Londra, cu ajutorul acestui sol, au primit medalia mondială pentru cel mai promițător spumant din lume. Și numai la acest concurs din Londra se duc casele de șampanie din Franța. După concurs au fost introduși în Enciclopedia Mondială a Spumantelor, alături de numele mari ale șampaniei mondiale. Vă imaginați, această enciclopedie se reface odată la 5 ani, pentru că și lumea asta efervescentă în vinificație este atât de schimbătoare, încât autorii trebuie în 5 ani să viziteze întreaga lume și să deguste de peste tot. O steluță înseamnă wines that are well above average quality, două steluțe. Peste medie, o stea. Da. Două steluțe extraordinarily exceptional. Excepțional. Da, și trei near perfect. Aproape perfect. Da, și noi am primit 2.5. În pauza de eveniment ne-au zis: "Bine, cine e vinificatorul? Vreau să mă întâlnesc cu el." Ce aveți consultat? Cum ați făcut asta? Vinificatorul nu este francez, italian sau american, ci român. Practic în faza asta ceea ce căutăm ca vinul să fie curat. Ceaba a absolvit facultatea de horticultură la Mureș, iar la momentul concursului era cel mai tânăr vinificator din România. Câți ani ai? 30. Deci, și la ce vârstă ai început? La 24. Direct cu șampanie? Da, exact. An de an, Ceaba merge în regiunea Champagne din Franța pentru a învăța de la cei mai buni, iar în fiecare toamnă un specialist din Franța vine în România să-i dea sfaturi despre vinuri, soiuri și cum să le amestece. Sigur, deci până acum, pentru noi, 2018 este cel mai bun an. Și când o să iasă pe piață, să gustăm? O parte deja anul ăsta o să iasă pe piață. La scurt timp după medalia de la Londra, un restaurant cu 2 stele Michelin din Budapesta le-a introdus vinul pe meniu și au început să fie căutați pentru export. Noi mai exportăm în Austria, în Viena, lucrăm cu un restaurant, în Amsterdam. În Norvegia colaborăm cu câteva restaurante și în Polonia. Cum au auzit oamenii ăștia de voi? Sincer, concursul a fost unul dintre, să zicem așa, loviturile mari date de noi. Chiar a creat pe plan, și mai ales pe plan internațional, a creat un renume pentru produsul nostru. Deci ne știu de acolo, au încredere în acea listă și se uită din an. Așa, deci așa să imaginați că după prima medalie de aur pe care am câștigat-o, care a fost în 2018, în primele două săptămâni am primit 50 de e-mail-uri pentru noi colaborări, dar de peste tot din țară, din Spania, din Polonia, din Norvegia, de peste tot de unde vă puteți imagina. România are 12 zone cu identitate geografică protejată pentru vinuri, iar în interiorul acestora se află alte 32 de regiuni cu denumire de origine controlată. Sunt zone recunoscute la nivel european pentru soluri, soiuri și o tradiție îndelungată în producția vinului. Ne întoarcem imediat ca să mergem într-un sat șvăbesc, unde fiecare gospodărie are propria cramă săpată în deal. Vedem și ce vin se produce dintr-una dintre cele mai vechi vii din România. Are peste 100 de ani. În 1600, șvabii au adus tradiția cultivării viței de vie în nord-vestul României. De atunci, în satele de la poalele dealurilor, fiecare gospodărie și-a săpat propria cramă. Mergem să vizităm unul dintre aceste sate, un adevărat laborator pentru vinuri. Apoi aflăm cum se poate începe o afacere în viticultură de la zero cu ajutorul fondurilor europene. Este un Volkswagen Iltis făcut pentru armata germană din 83. Și încă funcționează. Mergem în dealurile Crișanei. Dealurile acestea erau cultivate și erau plantate cu viță de vie. Pentru că este un sat șvăbesc, fiecare deal are numele lui. Și unul dintre cele mai bune dealuri este dealul Nahfil. Suntem la Beltiug, pe drumul Crucii.
cu Edgar, administratorul unei crame care produce exclusiv vinuri bio. Aici, tradiția vinului a început acum peste 700 de ani și a fost adusă de Schwabi. Pe atunci, în sudul Germaniei, în familiile cu mulți copii, toată moștenirea revenea primului născut, așa că mezinii acceptau oferta contelui Caroli, care, pentru a popula zona, oferea terenuri celor care se mutau în actuala România. Kreuzberg. Deci de la Cruce, deci dealul cu Cruce. Și aici, în zona, în total avem, lucrăm pe 20 de hectare. Ce soiuri avem aici? 4 hectare sunt în zona capelei. Aici putem să vedem Silvaner verde, în spate avem Blaufränkisch sau Burgund Mare și chiar, dacă o să parcurgem, și o parte din Shiraz. Schwabii au adus soiuri noi și tehnologii moderne, dar și propriile tradiții înrădăcinate în viticultură. Nu în fiecare zi sau nu în fiecare duminică. Da, te rog, trage. Mai tare. Via din zonă este protejată de Sfântul Urban. El este protejatorul nostru. Nu în fiecare an ne ajută, dar și noi ar trebui să umblăm mai mult în biserică, să fie un compromis, să zicem așa. Pe dealul de vis-a-vis găsim una dintre comorile Podgoriei. Este parcela de unde provine vinul nostru grandpa sau bunicul. Sunt bunicul pentru că? Pentru că... Ugulie sau butașii sunt mai mulți de 100 de ani. Este Riesling italian plantat aici, fetească regală și două soiuri tot așa locale. Baras mare și baras mic. Via bătrână produce mai puțin și este mai dificil de îngrijit, dar strugurii dau o aromă aparte vinului. Pentru că sunt mai multe soiuri în grempa, se simte un buchet de arome, deci este mult mai bogat. Deci se vede, este mult mai intens și aici se vede mai mult că este nefiltrat, puțin, da. Exact. Și stilul acesta este mai mult apreciat la momentul de față în țările vestice, dar urmează și la noi. De sute de ani, satul Beltiug este un adevărat laborator pentru vinuri. Toate aceste căsuțe așezate ordonat la poalele dealului sunt de fapt intrările cramelor săpate în deal. Fiecare gospodărie avea crama ei. Domnul este din Germania și el a cumpărat aceste trei crame. This is for the castle. This is for the heaven store. And this is for home. No. So did you start in agriculture or did you do something else and then move to winemaking? I'm an IT consultant. Böll Karsten lucrează în IT și își poate lua jobul cu el oriunde în lume. Din Germania s-a mutat în Franța ca să învețe cum se distilează coniacul, iar acum e în România. La noi a venit în căutarea unor noi experiențe viticole. There are two very old Romanian wine grapes. I don't pronounce them the right way, that's for sure. Okay. It's Mustasa de Moderat. This is an autochthone wine. And Fetiasca Regale. And these two together, for me, are a really brilliant mixture. Vrea să restaureze presa tradițională din lemn, iar vinul îl va păstra la învechire în acest tunel din cărămidă. Și deasupra e dealul. Da, nu? Suntem în deal, de sub pământ, da. Și tot este săpat și pus cu mâna, deci de localnici. 2009, 2011 și 2013. Da. Și da, îmbuteliau pe vremea aia? Unii da, dar majoritatea în butoaie le-au ținut. A, și băcau butoaiele aici, le răstogoleau? Da. Cea mai mare cramă a fost construită în 1720 și a aparținut contelui Caroli. A fost renovată, iar astăzi se învechesc în ea, în butoaie și budane, vinurile premium. În capăt sunt ținute la învechit cele mai valoroase sticle cu vinurile premiate de-a lungul anilor. Acesta 2003 nu mai este pentru vânzare, pentru că aproape ultima sticlă este, dar dacă, deci din rândurile acestea, de obicei se poate cumpăra la 50 și 100 de euro o sticlă. A fost ridicată și o hală de vinificare modernă. Soiul care local. Cum se numește? Grünspitz. Care ce înseamnă? Grünspitz înseamnă
vârful verde. Aici o parte din vin este ținut la învechit în amfore ceramice în loc de butoaie. Este foarte mare diferența pentru că aici nu primește lemn. Amforele capturează mai mult fructozitatea, capturează mai mult aromele. Între 2007 și 2020, sectorul viticol din România a absorbit fonduri europene de peste 400 de milioane de euro, iar până în 2023 mai sunt disponibile alte 137 de milioane. Ia uite, iepurașul. Ăștia au pe aici un cuib, dar nu știu exact unde. Dar îi lăsăm să trăiască alături de noi? Da, nu. Te încurcă cu ceva? Nu, absolut deloc. Suntem în Sâniob, lângă Oradea, să cunoaștem doi tineri care în 2015 au început de la zero, cu ajutorul banilor europeni, propria afacere cu vinuri bio. Specificul nostru este un sol argilos. Cristi este inginer agronom și profesor universitar. Ca și curiozitate, dacă ar fi să facem o radiografie inversă, ea are undeva rădăcinile la 5 metri în pământ, și seamănă cu nucul ăla. E o plantă care se duce foarte mult în jos. Și solul argilos e ăsta mai roșiatic. Ăsta mai roșiatic, da, care e foarte păcătos. De ce? Când se usucă se face praf, când se udă se face mocirlă, dar viei îi place foarte, foarte, foarte mult. Georgeta a lucrat mulți ani în corporații și se ocupă de partea economică. Ea l-a convins pe Cristi, care preferă vinul alb, să planteze și struguri pentru vin roșu. Cumva am minimizat riscurile, având două tipuri de vie, având la bază două vinuri pe care o să le producem. Deci cumva eu le-am gândit din punct de vedere economic, el le-a gândit mai departe din punct de vedere tehnic. Aici intervine un aspect de care beneficiază întreg sectorul viticol. O consecință a încălzirii globale este că România a devenit mult mai prietenoasă pentru mult mai multe soiuri de vie. Dacă luați literatura de specialitate, sub nicio formă în zona noastră nu ar fi spus că merg vinurile roșii. Mulțumită încălzirii globale, avem și Merlot. Și un Merlot care merge extraordinar de bine. Prima investiție de 250.000 de euro a fost în teren, drumul de acces, utilități și plantarea viei. 150.000 au venit din economiile lor și împrumuturi la bancă, iar 100.000 au fost fonduri europene nerambursabile. E o sumă forfetară care se acordă pentru plantare suprafață la hectar, împărțit în două măsuri. Prima e cea de material săditor, adică viță de vie și tutore, asta se numește tutore, și după aia sistemul de conducere și palisaj. În total sunt undeva la 21.000 de euro și se duc spre... Pe hectar. E o sumă forfetară și se împart aproximativ egal între cele două. De exemplu, plantatul noi l-am făcut cu o firmă de aici. Ca și principiu, am încercat să ținem tot ce înseamnă parte de contractor extern în România. În ultimele decenii, prețul terenurilor a tot crescut în România, însă este în continuare mic în comparație cu cele practicate în țările cu renume. Este și unul dintre motivele pentru care atragem investitori străini. Suprafața din DOC este limitată la nivel european. De exemplu, nu se mai dă autorizații de plantații noi decât de replantări în Franța. În Franța, autorizația de plantare e mai scumpă decât terenul efectiv și materialul săditor. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, potențialul nostru e fantastic. Avem mult spațiu liber în DOC. Avem loc, am putea să ne dezvoltăm foarte mult. Inclusiv aici, în Sâniob, probabil că noi exploatăm undeva la, 3% din ce poate să ofere zona asta. Adică noi suntem pe aici un versant de 300 de hectare, pe care noi avem 7 hectare. Doar că via are nevoie de 3 ani ca să producă primii struguri, iar certificarea bio mai durează încă 12 luni. De la bun început, Cristi și Georgeta au avut în vedere un alt program european gândit pentru fermierii care vor să-și diversifice sursele de venit. Exact, mână în mână cu existența podgoriei. Una din condițiile... Era condiționată, nu puteai să accesezi finanțarea asta pe pensiune agroturistică dacă nu desfășurai o activitate agricolă, demonstrabilă, iar partea de turism venea ca și o completare la partea de activitate agricolă. Ceea ce în sine e o chestie foarte deșteaptă. Practic, partea de turism vine să-ți completeze un posibil an prost în agricultură. Pensiunea agroturistică a fost pasul 2 în planul de afaceri. Au investit 350.000 de euro, s-au dus din nou la bancă, iar 180.000 au primit de la Uniunea Europeană.
Ideea este că nu ne-am dorit neapărat o pensiune tradițională, ne-am dorit mai degrabă să putem să oferim oaspeților noștri exact sentimentul pe care l-am avut noi când am călcat prima dată aici, fără a fi nevoit să interacționeze cu altcineva. Așa că am decis să creăm în cadrul Podgoriei această unitate de cazare. Turiștii închiriază casa cu totul, primesc cheile și rămân singuri în Podgorie. Au terasă, grătar, biciclete, teren de tenis și de basket și o piscină. În mintea noastră, agroturism însemna acele căsuțe de la țară extrem de rustice. Ne-am dat seama că în momentul de față agricultura înseamnă cu totul altceva față de ce însemna în urmă cu câteva zeci de ani și că viața la țară nu înseamnă în ziua de astăzi să stai, să locuiești într-o căsuță atât de rustică, ci poate să însemne și să beneficiezi de tot confortul pe care îl ai la tine acasă, dar și ambientul, designul să fie unul mult mai modern. Așa că am creat niște camere funcționale, extrem de comode și nu am urmărit deloc partea rustică, în schimb am îmbinat anumite elemente în partea de design. Sunt prima pensiune din județ cu 5 margarete, cu veniturile obținute din pensiune și acoperă cheltuielile cu via. Nu se punea problema dintr-o unitate de cazare care are 5 camere să poți să plătești investiții pentru o hală de vinificație. În schimb, poți să faci să te gestioneze în așa fel încât, exact cum spuneai tu, fie că e vorba de motorină, fie că e vorba de utilități, fie că este vorba de orice altă cheltuială pe care o presupune de-a lungul anului existența Podgoriei, se pot susține din această pensiune. Vara aceasta au demarat partea a treia a planului. Au depus alt proiect și au obținut bani pentru hala de vinificație, așa că din recolta de anul acesta vor îmbutelia primele sticle de vin. Sunt minim 5 ani din momentul în care ai plantat până în momentul în care vița ajunge la maturitate și nu puteam să așteptăm 5 ani de zile fără niciun fel de venit suplimentar. Și atunci am creat cumva între cele două etape această investiție în pensiune, iar hala de vinificație nu am planificat-o mai devreme pentru că nu era justificat. E una să faci tehnic ce faci bine, dar când ajungi să privești acel bine tehnic din punct de vedere al costului, s-ar putea să vezi că nu e chiar așa. Și atunci aici trebuie să intervină partea de business, care să-ți spună exact cum să faci, ce să faci, ce costuri merită. Estimează că vor produce 20.000 de sticle pe an, pe care vor să le vândă la export. Sunt deja în discuții cu un partener din Luxemburg. Problema nu este că nu reușești să-ți vin sticlele de vin. Există cel mai mic risc din punctul acesta de vedere. Problema este să ai costurile minime, astfel încât să poți să ieși pe piață cu un preț competitiv. Și aici vine acea întrebare dacă investiția este rentabilă sau nu. Spune-mi la un dat ce te face să crezi că business-ul în vin merită. E o chestie foarte simplă. Alcoolul nu se strică. Da? Nu expiră. Din păcate, vinul românesc este încă puțin căutat peste hotare. Exporturile ajung la doar 30 de milioane de euro și reprezintă mai puțin de 5% din producția totală. Din 2 milioane cât exportați? 400.000 Pinot Grigio și 200.000 de litri Merlot deocamdată. A, nu! Și un New Entry, 75.000 de litri de Rosé. Și unde le trimiteți? În Germania, este clientul nostru, este acționarul nostru, cumpără vinul, iar la rândul lor îl comercializează sub brandul propriu, în Germania, țările nordice scandinave și Marea Britanie deocamdată. Suntem în Mehedinți, la Oprișor, într-una dintre cramele care a reușit să se impună în Occident. Dealul ăsta se numește Vârful Cioaca Înaltă, pentru că este zona cea mai înaltă a Voiei Drincei. Așa am găsit aici zona foarte binecuvântată. Avem o coastă de deal în care solul este foarte argilos, domină argila. După ce trecem de Valea Drincei înspre noi, solul se schimbă devenind combinație de argilă foarte grasă, în combinație cu nisip aici în stânga, dar urmează apoi ușor, ușor se transformă în zona de pietre, calcar, pietriș și brun roșcat de pădure. În 1998, unul dintre cei mai mari producători de vin din Germania, impresionat de calitățile solului din Mehedinți, a preluat activele fostului IAS și l-a retehnologizat. Încăperea a fost folosită în anii 1970 până în 1990 ca o cisternă de vin. Deci unde suntem noi acum era plin de vin, de fapt. Da. Făceam vinoterapie acum. De ce nu era bună pentru un vin de calitate? Pentru că era volum foarte mare și diametru foarte mare, expunerea la oxigen foarte mare. Diametrul ăsta de 10 metri este dăunător vinului. Oamenii din industrie vorbesc despre un paradox.
La degustările în orb, experții străini notează vinurile românești la fel de bine ca pe cele din vest. La raft, în schimb, vesticii ne depunctează din cauza provenienței. La ultimele târguri internaționale unde a fost vizitați de mase de consumatori, întrebarea preponderentă a fost: wow, România, țară producătoare de vin. Unul dintre motive ar fi cam dureros, dar n-am ce face, trebuie să-l spun. Imaginea de țară a României producătoare de vinuri nu este suficient de bine expusă către consumatorul final din Occident. Și imaginea României în general nu este percepută ca o țară producătoare de produse de calitate. O parte din probleme vin din comunism, când ne-am creat un renume pentru cantitate, nu calitate. Ultima perioadă, anilor 80, ce știți că era perioada aceea cu cât mai multă valută, nu conta cum, sub ce formă să se facă, s-a făcut de multe ori și în detrimentul imaginii vinului românesc și prin calitatea pe care se exporta. Conta foarte mult, efectiv, câți dolari aduceai, nu ce vindeai. Vine și din istorie. Generațiile care sunt acum peste 40 de ani recunosc România ca fiind o țară producătoare de vinuri ieftine, mediocre ca și calitate, dulci și demidulci. De ce pe vremuri se mergea spre vin dulce și demidulce și acum s-a trecut pe sec? Păi pentru că vinurile dulci și demidulci ascund unele defecte. Un vin sec nu are ce cum să ascundă un defect. Acum, sutele de crame din România încearcă să convingă din nou prin calitate. Aici este comoara cramei, cum să vă zic, pecetea, să zicem, a cramei. Sunt vinurile High Premium. Veronica Gheorghiu este unul dintre enologii de top ai României. A absolvit Facultatea de Chimie Alimentară, are un masterat și un doctorat în vinuri. E o lume mai mult a bărbaților sau a femeilor? Mai mult a bărbaților decât a femeilor, pentru că implică multă atenție, mult timp, multă responsabilitate și mai ales mult timp. Bărbații au mai mult timp la dispoziție decât femeile. Cariera și-a început în urmă cu 15 ani în laborator, unde o găsim și astăzi. Fiul meu, când era mic, dacă îl întrebai ce face mama, machește. Deci aia era meseria mea. După ce termină cu analizele chimice, se mută în pivniță unde începe alchimia. Un cupaj din 3 soiuri produs sub semnătura ei este considerat unul dintre cele mai bune vinuri din România. Spune că au inspirat-o tradițiile religioase din Oltenia. A pornit de la ideea că să aibă o aromă și să îți imprimă acea stare de liniște, ca și cum te-ai afla într-o chilie, ca și cum te-ai afla la o slujbă. Deci să ai acea pace interioară. Și la asta ne-am gândit. Să aibă acea aromă de chilie, acea aromă de smirnă, de tămâie, de fumul acela de la candelă. Cu o tradiție de sute de ani, un mozaic de soiuri și de soluri și cu multe dealuri mângâiate de soare, România are șansa de a deveni o țară cu renume în lumea selectă a viticulturii. Infuzia de fonduri europene, investițiile în echipamente și talentul oamenilor pasionați de secretele vinului au crescut calitatea și renumele soiurilor autohtone. Iar tradiția și porțile deschise aduc alături de vin zeci de mii de oameni din țară și de peste hotare pentru a aduce o nouă față vinului românesc. Sperăm că ați găsit inspirație în reportajul nostru. Pentru toate comentariile, mulțumim! Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile Pro TV. Toate bune!